bisericii stăteau la Moldova, două la Dunăre și vacanțele de acolo, când nu exista încă barajul de la acolo, de la Moldova veche. Copilăream pe malul Dunăre și era acolo, aveam primele nostalgii de a vedea și alte lumi, când trăceau vapoarele cu steaguri austriece sau adică toate națiile care stăteau pe Dunăre treceau fața dasului cu vapoarele și îți dădea senzația cum ai la tren când stai în gare și vrei să pleci undeva. Noi de copii stăteam la malul Dunării și visam lumi străine. La teatru, când ai nevoie de un rol de copil de 6-7 ani, ți-a de obicei copilul unuia dintre actori. Eu eram unul dintre ei, așa că miroseam culisele din spate încă de copil. Și după ce am terminat liceul Lenau, nu m-am putut hotărâ ce să fac. Începusem să desenez, în același timp îmi plăcea teatru. Așa că mi-am încercat norocul ca actor la Teatru German. Deci am fost aproape 2 ani de zile în ansamblu Teatrului German ca un actor nu foarte talentat, trebuie să recunosc. În același timp mă pregăteam mi-am dat seama la un moment dat că nu-i menirea mea, adică eu vreau să devin actor ca toți adolescenții, ca să plac la feste, de fapt. Asta, unul vrea să devină fotbalist, altul actor, adică totul visele astea ale pubertalului. Mi-am dat seama, în primul rând, că nu e menirea mea să fiu actor, dar nici nu vreau să părăsesc teatru. Am stat 2 ani de zile la Cluj, după care s-a înființat secția de scenografie la București și mi-am dat seama că cu scenografia pot să combin și iubirea pentru teatru și pentru arta plastică și mai târziu și pentru muzică. Mi-am dat seama că am un dram de talent pentru actorie, dar mult prea puțin ca să poată să-mi facă din asta o meserie sau o menire. Exact același lucru mi s-a întâmplat și cu pictura. Aveam notele cele mai bune la pictură, nu era nicio problemă, dar ca să fii pictor, nu știu, îți mai trebuie ceva în plus față de talent, îți trebuie un demon interior care să nu te lase de lucru zilnic și să visezi numai și numai pictură. Toți mari artiști numai asta făcea. Eu aveam mult mai multe alte interese. Mă interesa literatura, mă interesa sport. Eram schior de performanță, adică am fost și campion la școlare, pe țară, la slalom uriaș. Deci aveam alte pasiuni decât numai pictura. Și scenografia, imediat ce m-am mutat la București la scenografie, mi-am dat seama că am mult mai multe șanse în această meserie să adun talentele mai mici, poate, de grafică, de pictură, de arhitectură, de literatură, toate să le adun într-un loc și să iasă ceva cu folos. Am cunoscut regizorii cu care lucram mai târziu, direct din facultate. Deci noi experimentam împreună, regizorul cu actorii, eu cu spațiu, cât se putea acolo. Și aveau ateliere, puteai să faci spectacol, că era deschis și pentru public. Deci acolo am cunoscut regizorii cu care am început, vorba, să lucrez, ei fiind repartizați după diverse locuri și în România. Așa am ajuns mai în toate orașele românești, imediat după ce am fost eu repartizat la Sibiu, la secția germană, dar deja de atunci eram navetist printre teatre. În majoritatea cazurilor tu inventi spații pe care le discuți formă cu regizorul, care
În cazul cel mai fericit, cum era cazul și cu Vlad Mogor și pormă cu, și cu Purcărete, care din spațiul tău care l-ai imaginat, îi scot mai mult decât ai crezut tu. Cu Liviuțule am făcut Azilul de Noapte, care a devenit, cum a devenit mai târziu Fausto, adică a devenit un fel de legendă spectacolul. L-am mai pus la Sydney și la München și era un spectacol extraordinar. Scenografia în sine poate să fie cea mai extraordinară fără un spectacol care să funcționeze în acest spațiu, în această scenografie. Peste câteva minute imaginea moare. Deci ținuți în picioare numai și numai de actor și de regizor. Cei cu care am lucrat cel mai bine, atunci se știe, era Vlad Mugur, care eu aveam o cheie la ceea ce imaginează el. Deci Vlad îmi povestea uneori, uite, aș vedea un decor, uite, cam așa sau așa, să-mi amintească de ceva, ceva. Eu veneam cu totul și cu totul altceva. El se uita și zice, păi asta e. eu nu ascultam exact vorbele care care descriau o imagine. Și eu știam ce este în imaginația lui, ceea ce este nevorbit în capul lui. Și noi de asta ne-am înțeles atât de bine. Pentru că din momentul în care el mi-a acceptat soluția scenografică, el a scos din această soluție mult mai mult decât aș fi scos eu, cât am investit eu ca imaginație în decor. El mai investea încă o dată pe atâta și din cauza asta funcționa atât de bine dramaturgic regia cu scenografia. Ce cam același lucru s-a întâmplat formă cu Silviu Purcărete. Așa mai de folos în colaborare între noi doi la Faust, deci aveam două spectacole, trei spectacole de fapt care au devenit celebre în istoria teatrului românesc. Era mai întâi Azilul de Noapte, apoi Faustul, bineînțeles, și al treilea era Hamletul lui Vlad de la Teatrul Național de la Cluj. Deci cam astea sunt. Acum, dacă vorbesc cu dumneavoastră și încerc să fac așa o selecție rapidă, mi-am amintit că astea sunt cele trei spectacole care au devenit un fel de legendă. Oamenii în teatru, peste tot în lume, sunt aproape la fel. Adică această mică lume al teatrului, tu recunoști imediat în orice țară te duci, în orice, că ești în Anglia, că ești în Argentina, că ești în Australia, în această enclavă al teatrului, imediat recunoști, ăsta trebuie să fie șeful mașinist, ăsta trebuie să fie recuziter, ăsta trebuie să fie șeful de lumină. Sunt, nu știu de unde vine, din puterea teatrului în sine, că există, care teatru își educă oamenii, zic eu așa. Teoria mea este că trebuie să știi foarte bine piesa, dar să o uiți când începi să faci scenografie pentru ea. Să încerci să imaginezi o lume în care s-ar putea întâmpla asta și pormă să verifici dacă funcționează acest spațiu în vederea punerii în scenă. De multe ori spațiul scenografic cel mai bun este cel care este un contrapunct și care e, cum să spun, la prima vedere chiar contrazice un pic imaginea clasică care ți-ai făcut-o despre o piesă. Decorul cel mai, pentru mine, cel mai bun este cel care îți deschide o nouă privire asupra acestei piese, care pune întrebări noi. Închipuieți vorbele lui Hamlet, a fi sau a nu fi, într-un palat sau într-o fabrică care prelucrează gunoiul. Sună complex altfel. Visul meu a fost să mă apropie de zona de instalație de artă pură. Dar asta e un vis. N-am reușit decât parțial așa în anumite lucruri mai mici, mai puțin cunoscute. Mă rog, fiecare vrea să facă ceva ce de fapt nu știe.
Generația de astăzi nu are un dușman precis. Are dușman peste tot. Este mult mai complicat de a-și găsi identitatea, care la perioada noastră era relativ simplă. Vreau să fim împotriva unui anumit sistem cultural. Așa te regăsești mai repede când ai un dușman, un scop. Și de asta eu îi admir așa de tare.